cartea audio Împreună lucrători cu Dumnezeu de Traian Dors. Mântuitor al ascultătorilor săi. Să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Iacov, capitolul 5, versetul 20. Și caut, dacă este cu putință, să stârnesc gelozia celor din neamul meu și să mântuiesc pe unii din ei. Romani, capitolul 11, versetul 14. M-am făcut tuturor totul ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 22. Fii cu luarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. 1 Timotei, capitolul 4, versetul 16. Am așezat în fruntea acestui capitol anume aceste versete din Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, spre a ne întipări și mai puternic în conștiința noastră marea răspundere legată de chemarea și de alegerea pe care o avem în împreună lucrarea noastră cu Dumnezeu. Și cum Dumnezeu este Mântuitorul tuturor oamenilor, dar mai ales al celor credincioși, 1 Timotei, capitolul 4, versetul 10, tot gândul nostru și toată alergarea noastră să țintească spre împlinirea acestui țel, mântuirea tuturor oamenilor, dar mai ales a celor credincioși. De aceea vom iubi pe toți oamenii, dar mai ales pe cei credincioși. Vom chema, vom sfătui, vom ajuta pe toți oamenii să vină la Hristos. Dar vom sfătui, vom ajuta și vom face totul ca mai ales cei care au venit la El să rămână în El crescând și biruind. Vom fi o pildă prin vorbirea, umblarea și toată trăirea noastră curată și sfântă pentru toți oamenii, dar vom căuta mai ales să fim astfel pentru cei credincioși. Dumnezeu Tatăl a trimis în lume pe Fiul Său nu ca să osândească lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Dumnezeu Fiul a trimis în lume pe ucenicii Săi nu ca să fie o pricină de pierzare a sufletelor păcătoase, ci o pricină de mântuire a lor. Dumnezeu Duhul Sfânt s-a pogorât peste ucenicii lui Hristos și a născut biserica nu ca să se fărmițeze în lupte și secte lăuntrice, nu ca să se izoleze de oameni, nu ca să se rupă de popoarele necredincioase, ci tocmai ca să meargă la toate neamurile cu dragostea și cu lumina Mântuitorului și a mântuirii. Să nu caute bunurile oamenilor, ci sufletele lor, 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 12. Să ducă înfrățirea în pace, nu învrăjbirea în lupte. Și ceea ce a făcut și face Dumnezeu, aceea trebuie să caute să facă întocmai și împreună lucrătorul Lui. Ceea ce trebuie să facă în mare lucrarea Evangheliei și a Bisericii lui Hristos pe pământ, aceea trebuie să caute a face în cercul și în câmpul său de lucru și lucrătorul lui Hristos. E plină lumea de oameni care se pierd în tot felul de patim și păcate. Frate, caută să mântuiești pe care poți și pe care vrea. E plină lumea de familii dezbinate, de copii răi, de soți certați, de case sparte, de suflete amărâte. Frate, caută să împaci, să ajuți, să apropii, să ridici, să repari oriunde și oricât poți. O familie pe care o împaci va fi o familie mântuită. Un copil pe care îl salvezi va fi o viață mântuită. O casă pe care o unești va fi un cămin refăcut. Un suflet pe care îl ridici va fi mai mult ca o lume întreagă. Frate, privește în jurul tău câte mâini se ridică rugătoare spre tine din valurile pierzării. Mântuiește-le! Nu trece nepăsător pe lângă nimeni,
tu ai cuvântul și posibilitatea să-i mântuiești. Ține-te cu o mână de crucea lui Hristos, iar pe cealaltă întinde-o celor care pierd. Mântuirea ta este legată atât de strâns de a lor și tot așa este și pierzarea ta. Căutând bucuria altora, o vei afla pe a ta. Căutând nefericirea cuiva, vei câștiga propria ta nefericire. Fii deci împreună lucrător și mântuitor cu Dumnezeu. Ca să ajungi odată să vezi ce strălucită va fi răsplata și mulțumirea pentru salvarea chiar și numai a unui singur suflet. Slavă veșnică ție, Marele nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos! Tu, care ai venit în lume să mântuiești pe toți cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. 1 Timotei, capitolul 1, versetul 15. Fii binecuvântat în veci și în veci. Te rog, Mântuitorul meu, dăruiește-mi toată puterea, toată voința și toată dragostea să caut și eu neîncetat să fiu un bun slujitor și o bună unealtă în mâna și în slujba ta mântuitoare. Pune în inima mea toată voința și străduința pentru mântuirea tuturor semenilor mei, începând chiar cu cei din casa mea. Ajută-mă să nu fiu niciodată mulțumit cu cât am făcut, oricât de multe aș fi făcut, ci să fac și mai mult. Să nu mă opresc din această muncă și luptă, cât încă mai văd un singur suflet nemântuit lângă mine. Amin. Până nu-ți zidești căldura inimii la temelii, zidurile se dărâmă, vetrele-ți rămân pustii. Până nu-ți îngrași cu lacrimi glia în care-i semănat, neîncolțită-ți stă sămânța în pământ nedezghețat. Până nu-ți uzi cu sudoarea frunții tale orice răsad, florile uscate-ți pică, roadele necoapte-ți cad. Până nu-ți îngropi comoara ce te ține mai legat, aripile-ți zac lăsate, duhul-ți geme subjugat. Până nu-ți jertfești ființa pe al slujbei tale altar, orice flacără se stinge, orice avânt recade iar. Frate, nu-ți cruța ființa, ci jertfește-o curajos, dacă vrei să înalți statornic templu vrednic de Hristos. Tu ești legat de aproapele tău. Un șoricel voia odată să treacă peste o apă, dar, neputând, stătea amărât pe țărm și se uita după un ajutor. De ce stai așa de trist acolo? Îi zise o broască, ieșind din apă, chiar lângă el. Aș vrea să trec dincolo și nu pot, zise plângând șoricelul. Vino să te trec eu, zise broasca, gândind că la mijlocul apei o să-l lase să se nece ca să-l poată mânca. Uite aici ața asta. Leagă slăbuța ta cu un capăt, iar cu celălalt te voi lega eu de piciorul meu. Astfel am să te salvez, zise cu glas prefăcut broasca. Dar la mijlocul apei, broasca ticăloasă s-a dat la fund și pe șoricel îl trăgea după ea. Tocmai când se lupta el cu moartea, trecu pe acolo o barză și văzând șoricelul luptându-se, se repezi și îl prinse în cioc, zburând cu el. Dar ața o trase afară și pe broască, iar soarta ei fu la fel cu acelui de care era legată ea. Frate credincios, și tu ești legat de semenii tăi. Dacă umbli să-i mântuiești, vei fi mântuit și tu. Dacă umbli să-i pierzi, te vei pierde și pe tine. Ce spun Sfinții noștri părinți? Rânduiala și ordinea din Biserica lui Hristos sunt mai presus de orice pe pământ. Trebuie să le respecte toți. Sfântul Ioan Gură de Aur.
Ezechiel, capitolul 33, versetele de la 7 până la 9. Acum, fiul omului, te-am pus străjer peste casa lui Israel. Tu trebuie să asculți cuvântul care iese din gura mea și să înștiințezi din partea mea. Când zic celui rău, răule, vei muri negreșit, și tu nu-i spui, ca să-l întorci pe el de la calea lui cea rea, răul acela va muri în nelegiuirea lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta. Dar dacă vei înștiința pe cel rău ca să se întoarcă de la calea lui și el nu se va întoarce, va muri în nelegiuirea lui, dar tu îți vei mântui sufletul. Ieremia, capitolul 5, versetul 1. Cutreierați ulițele Ierusalimului. Uitați-vă, întrebați și căutați în piețe dacă se găsește un om, dacă este vreunul care să înfăptuiască ce este drept, care să se țină de adevăr, și voi ierta Ierusalimul. De dragoste și milă are nevoie orice flămând. Acela care nu iubește, nu-i frate adevărat nici când. De dragoste și milă are nevoie un om, oricine ar fi. Nu pot fi buni părinți vreodată, aceia ce nu pot iubi. De dragoste și milă are nevoie tot ce-i viitor. De nu poți să iubești puternic, să nu te faci învățător. De dragoste și milă are nevoie orice duh sărac. Acei ce nu pot să iubească, păstori să nu se facă în veac. De dragoste și milă are nevoie orice păcătos. Cei ce nu pot să se jertfească, să nu vorbească de Hristos.